Bună ziua, copii! Bine ne-am reîntâlnit la ora de matematică. Pentru lecție aveți nevoie de manualul de matematică, caietul de clasă. Sunteți pregătiți? Începem! Spune numerele care se formează din 20 și 2 unități, 22, 90 și 6 unități, 96, 10 și 3 unități. 13. 5 unități și 40. 45. 7 unități și 30. 37. Minunat. Continuăm. Citim numerele descoperite. 22, 96, 13, 45, 37. Fiți atenți! Aranjați numerele în ordine crescătoare. Verificăm. 13, 22, 37, 45, 96. Aranjați numerele în ordine descrescătoare. Verificăm. 96, 45, 37, 22, 13. Numiți numerele pare din ultimul șir. Verificăm. 96, 22. Numiți numerele impare din ultimul șir. 45, 37, 13. Care este cel mai mare număr din șir? 96. Ce cunoașteți despre numărul 96? Care sunt vecinii numărului 96? 95, 97. Îl descompunem pe numărul 96 în 10 și unități. Numărul 96 se descompune în 90 și 6 unități. Alcătuiți un exercițiu în care numărul 96 să fie o sumă. Exemplu. 90 plus 6 este egal cu 96. Sau 6 plus 90 este egal cu 96. Alcătuiți un exercițiu în care numărul 96 să fie un descăzut. Exemplu. 96 minus 6 este egal cu 90. Sau 96 minus 90 este egal cu 6. Foarte bine. Continuăm. Astăzi la lecție avem ca subiect adunarea și scăderea numerelor formate din 10 unități cu număr format din unități. Deschidem manualele la pagina 108. Observăm în sus imagine. Cercetăm atent imaginea. Observăm numărul de obiecte care sunt aici. Observăm personajul care participă la acțiune și exercițiul. În baza imaginii și exercițiului propus, alcătuim o problemă. Spre exemplu, rândul el avea 25 de bețișoare. La un moment dat, mai adaugă încă 3. Câte bețișoare are rândul el în total? Deci, avem exercițiul 25 plus 3. Cum vom calcula? Fiți atenți! Numărul 25 se descompune în 20 și 5 unități. Adunăm mai întâi unitățile între ele. 5 plus 3 este egal cu 8. 20 plus 8 este egal cu 28. Răspundem la întrebare. Rândul el are în total 28 de bețișoare. Verificăm. 10, 20,
25, 26, 27, 28. Minunat! Observăm imaginea alăturată. Observăm numărul de obiecte, personajul care participă la acțiune și exercițiul. În baza imaginii și a exercițiului, alcătuim o problemă. Spre exemplu, rândunica are în total 28 de bițișoare. La un moment dat, ea înlătură 3 bițișoare. Câte bițișoare i-au rămas? Observăm exercițiul 28 minus 3. Numărul 28 se descompune în 20 și 8. Scădem mai întâi unitățile între ele. 8 minus 3 este egal cu 5. 20 plus 5 este egal cu 25. În felul acesta este mai ușor să calculăm. Continuăm. Avem următorul exercițiu. Îl aveți și voi în manual. Este exercițiul numărul 1. Calculăm împreună și comentăm. 6 plus 2 este egal cu 8. 16 plus 2. Cum procedăm? Adunăm mai întâi unitățile. 6 plus 2 este egal cu 8. 10 plus 8 este egal cu 18. Următorul exercițiu. 26 plus 2. 26 se descompune în 20 și 6 unități. Adunăm mai întâi unitățile între ele. 6 plus 2 este egal cu 8. 20 plus 8 este egal cu 28. Continuăm. 7 minus 3 este egal cu 4. 17 minus 3. Numărul 17 se descompune în o 10 și 7 unități. Scade mai întâi unitățile între ele. 7 minus 3 este egal cu 4. 10 plus 4 este egal cu 14. 37 minus 3. 7 minus 3 este egal cu 4. 30 plus 4 este egal cu 34. Dragi copii, continuați analog cu fiecare exercițiu în caietelul de clasă. În continuare vom rezolva o problemă. Este problema numărul 8, punctul B, pagina 109 de la voi din manual. Eu am să vă citesc problema. Rog atenție! Dana a cumpărat o ilustrată de 8 lei și a primit rest 92 lei. Cu ce bancnotă a achitat cumpărătura? Vă îndemn acum pe voi să citiți problema cu voce de 2 ori. Așa, revenim la problemă. Citim condiția problemei. Împreună. Dana a cumpărat o ilustrată de 8 lei și a primit rest 92 lei. Citim întrebarea problemei. Cu ce bancnotă a achitat cumpărătura? Analizăm problema. Despre cine se vorbește în problemă? În problemă se vorbește despre Dana. Ce se spune despre Dana? Despre Dana se spune că a cumpărat o ilustrată de 8 lei și a primit rest 92 de lei. Ce ne indică numărul 8? Numărul 8 ne indică câți lei a achitat Dana pentru ilustrată. Ce ne indică numărul 92? Numărul 92 ne indică ce rest a primit. Deci, în continuare, vă îndemn să completăm acest tabel în baza informației din problemă. Știu, vreau să știu
aflat. Ce știu din problemă? Știu că Dana a cumpărat o ilustrată de 8 lei. Deci, respectiv, știu că Dana a cheltuit 8 lei. Ce mai știu din problemă? Că Dana a primit rest de 92 lei. Ce vreau să știu din problemă? Vreau să știu cu ce bancnotă a achitat cumpărătura. Deci vreau să știu câți bani avea Dana inițial. La rubrica Am aflat, vom completa după ce vom rezolva problema. Și acum să scriem cuvintele cheie. Dragi copii, probabil ați observat. Aceste cuvinte subliniate, de fapt, sunt și cuvintele cheie. Cuvintele cheie în problemă se scriu conform ordinii desfășurării acțiunii. Mai întâi, Dana avea, apoi a cheltuit și apoi a primit rest. Completăm schema problemei. Avea, nu știm câți lei, a cheltuit, 8 lei. Rest, 92 lei. Citind cuvintele cheie, avea, a cheltuit, rest, ne dăm seama că vom face o operație de scădere. Respectiv, numerele la scădere se numesc descăzut, scăzător, rest sau diferență. Analizăm și observăm că nu cunoaștem descăzutul. Cum vom rezolva problema? Ne amintim. Descăzutul se află prin operația de adunare, adunând restul cu scăzătorul. Respectiv vom scrie 92 plus 8 este egal cu 100 lei. Scriem între paranteze. Răspuns. 100 lei. Revenim la întrebarea problemei. Cu ce bancnotă a achitat cumpărătura? Deci am aflat că Dana a achitat cumpărătura cu o bancnotă de 100 lei. Continuăm. Continuați propozițiile. Numerele la adunare se numesc termen, termen. Rezultatul adunării se numește sumă. Numerele la scădere se numesc descăzut, scăzător. Rezultatul scăderii se numește diferență sau rest. Termenul necunoscut se află prin operația de scădere. Descăzutul se află prin operația de adunare. Dragii mei elevi, lecția noastră aici e sfârșit. Și nu uitați, doar muncind zi de zi putem să ajungem la succes. Eu vă urez baftă la realizarea temelor pentru acasă și vă zic la revedere!